O suprafață de teren de 22.000 de metri pătrați va fi cumpărată de primăria orașului Târgu Frumos pentru a face cimitir. Anunțul a fost făcut de primarul orașului Ionel Vatamanu, marți 30 martie, în cadrul ședinței ordinare. Da, noi am un anunț. Sperăm că mâine o să afișăm pentru dezbatere publică investițiile de anul acesta până la buget și vreau să vă anunț că tot s-a insistat atât de mult, suntem în discuții și mâine cred că vom finaliza să cumpărăm 20.000 de metri pătrați, facem un cimitir nou. Decizia de a cumpăra teren pentru a face cimitir apare în urma neînțelegerilor dintre administrația locală și conducerea bisericii cuvioasa Parascheva din Târgu Frumos. Din păcate, un conflict personal dintre domnul Vataman și părintele Zugravu s-a culminat într-un conflict interinstituțional între primărie și parohia Sfânta Parascheva, care acum începe să coste bani. Un proces care costă și el bani, văd că angajăm consilier juridic. Din câte știu, primăria are un serviciu juridic care ar putea reprezenta primăria. Chiar e nevoie de cheltuială în plus? Începând cu data din 1, nu mai avem consilier juridic. Și rămâne primăria fără asistență juridică? O să scoatem la concurs, dar până atunci noi trebuie să ne pregătim. Procesul nu durează două zile. Probabil termenul va fi așa. Lăsați ca să ne trimitem reprezentant acolo pentru... Aviz comisiei? Și conflictul nu este între domnul Vatamanu și preotul Zugravu. Nu a fost inițiativa mea. De precizat este faptul că în cadrul ședinței ordinare au fost discutate și supuse aprobării 20 de proiecte de hotărâre, plus un proiect de hotărâre suplimentar.